ziua, domnul Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populară, este invitatul interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua, domnule Tomac, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua și vă mulțumesc și eu pentru invitație. Ieri, practic, s-a amânat decizia în privința lui Tudorel Toader din lipsă de cvorum. Practic, socialdemocrații nu au fost în plen. Cum credeți dumneavoastră că va fi tranșată această situație a actualului ministru al justiției? Își va da demisia? Va fi remaniat? În primul rând este un semnal clar pe care l-a dat PSD-ul, pentru că de obicei când dorea să dea un mesaj de susținere pentru un membru al cabinetului sau pentru întregul guvern, se mobilizau și se prezentau. Faptul că ieri au dat bir cu fugiți este un mesaj direct și clar către Tudorel Toader că îi se apropie sfârșitul de mandat. De altfel, cred că Liviu Dragnea l-a băgat în guvern pe Tudorel Toader nu pentru că trebuia să realizeze vreo reformă sau ceva important pentru țară, ci pur și simplu l-a privit ca pe un avocat. Și a căutat un avocat pe piață, i s-a părut că ar fi persoana cea mai potrivită. De altfel, avocatul Tudorel Toader a și livrat ceva pentru PSD. DNA-ul este blocat, a rămas fără șef de foarte mult timp, deci parțial și-a atins obiectivul, însă PSD-ul a avut o linie foarte clară de a pune sub control total justiția, sub controlul partidului, lucru pe care Tudorel Toader nu l-a făcut și din lașitate și pentru că în cea mai mare parte a fost conștient de toate ticăloșile pe care le-a produs sistemului. De altfel, din punctul meu de vedere, Tudorel Toader este exact ca Dorel. Dorel care săpa o groapă și în timp ce săpa, a atins un fir și a lăsat tot cartierul fără curent. Cam aici este și Tudorel Toader. A încercat să-l salveze pe Liviu Dragnea până a paralizat întregul sistem de justiție, pentru că cei din PSD, pe bună dreptate, sunt profund îngrijorați acum, pentru că au multe dosare în instanță și când îți pui întregul sistem de magistrați în cap, de la judecători la procurori, e limpede că ei au împins lucrurile atât de departe încât mulți dintre ei, pe bună dreptate, sunt mult mai preocupați de ce li se poate întâmpla de acum încolo decât de ce li s-a întâmplat. Și chestiunea asta produce rezultate. Vedem lideri PSD gâfâind și supărați fiind pe Tudorel Toader îl blamează public, deși până acum îl prezenta drept un mare profesionist. Deci contractul între Liviu Dragnea și Tudorel Toader se apropie de final și probabil va fi remaniat. Dar care credeți că sunt de fapt motivele pentru care socialdemocrații au ales să nu-l mai susțină pe Tudorel Toader la Ministerul Justiției? Faptul că una spune și alta face. Și implicit ultima ordonanță care a, repet, paralizat întregul sistem de justiție și aici nu mai vorbim de propagandă. Vorbim de oameni care lucrează zi de zi cu legea în mână și care se uită oripilați cu o gașcă de infractori din dorința de a se salva, modifică fără niciun fel de discernământ legislația în materie de justiție și faptul că avem deja proteste nu mai sunt spontane, sunt proteste asumate de către întregul corp de magistrați, aproape întregul corp, arată că, sublinez, oamenii care lucrează zi de zi cu legea în mână sunt dezgustați de modul brutal în care acești oameni, folosind instrumentele statului, încearcă să-și subordoneze justiția, pentru că e un domeniu vital pentru o societate. Dacă nu ai o justiție funcțională, nu poți pretinde că ești stat de drept. Acești oameni și-au pierdut noțiunea de normalitate sau de linii roșii pe care nu trebuie să le treci. Și le trec pentru că cred că puterea este veșnică. Nu. În câteva luni de zile vor fi alegeri și vor vedea că nu mai au cei 46% pe care tot îi invocă zi de zi. Și că tot ați adus în discuție subiectul alegerilor, puțin timp ne mai desparte până la primul vot, practic alegerile europarlamentare din 26 mai. Cum se pregătește Partidul Mișcarea Populară pentru acest vot?
Așa este, mai sunt puține clipe până la confruntarea electorală, din prima confruntare electorală în acest an, pentru că avem două tipuri de alegeri, alegerile europarlamentare, care sunt un barometru pentru toate partidele politice, pentru că am avut o viață destul de intensă din punct de vedere activităților politice în ultimii 2 ani de zile. Noi suntem un partid cu o identitate foarte bine conturată, un partid cu profil european, membru al Partidului Popular European, un partid care și-a asumat o linie cunoscută de români pe care președintele Băsescu a promovat-o timp de 10 ani în calitate de președinte, un partid, să spunem, profund atașat de valorile românești, un partid de dreapta, un partid care crede că, dincolo de a fi buni europeni, trebuie să fim buni români, să ne luptăm pentru obiectivele noastre naționale, cum ar fi unirea cu Republica Moldova, pentru că aici vorbim de nedreptate istorică și pentru noi este un obiectiv de țară asumat, inclusiv în statutul partidului nostru. Credem că este nevoie de oameni bine pregătiți în viața politică, nu de oameni care deformează realitatea și care se prezintă altfel în spațiu public și cu totul altfel gândesc în privat. Vedeți cazuri recente care îngrozesc pur și simplu. Credem că România are nevoie de o alternativă de dreapta solidă și întotdeauna când vorbim de dreapta, mă refer la dreapta autentică, nu la dreapta care mimează valorile de dreapta cu scopul de a înșela electoratul. Avem o poziție foarte clară și din acest punct de vedere, pentru că identitatea noastră este bine conturată ca partid de dreapta patriotic, vom merge în această campanie cu un mesaj destul de sincer și de direct. Uniți în Europa. Uniți în Europa înseamnă să îi susținem pe toți românii care locuiesc la ora actuală, temporar sau definitiv, în Uniunea Europeană, să simtă că la Bruxelles există voci care îi pot apăra. Uniți în Europa înseamnă să începem să-i convingem pe români să se unească în jurul unor proiecte de interes major pentru România, pentru că politicienii destul au divizat societatea. Și sigur, uniți în Europa înseamnă să luptăm cu mai multă eficiență pentru a elibera pe românii rămași la Est de Prus de ocupația sovietică, respectiv rusă, pentru că Republica Moldova este un stat ținut captiv astăzi de Federația Rusă. Dar și-a stabilit PMP lista cu europarlamentari, viitori europarlamentari? Este clar că am stabilit un lucru important și anume să nu mai facem greșelile din trecut. Pentru că PMP a fost un partid născut spontan într-un context politic în care președintele Băsescu primea tot mai des mesaje de distanțare de față de din partea foștilor săi colaboratori și am făcut 2 erori. Unul, din dorința de a pune oameni care păreau de bună credință, am trezit cu niște mercenari în politică, cum este cazul lui Cristi Preda, care a venit în PMP și eu nu am avut de gând să intru într-o polemică cu Cristi Preda, că nu m-a interesat niciodată acest aspect. Dar faptul că insistă cu înverșunare și minte, spunând că el a fost exclus din PMP pentru că nu a susținut-o pe Elena Udrea, este o mare minciună. Domnul Preda a spus în octombrie 2014, la doar 3 luni de zile după ce a fost validat ca membru în Parlamentul European din partea PMP, că pentru el a fost o tactică de a-și reînnoi mandatul și s-a folosit de PMP. Lucru care m-a înfuriat profund și atunci și m-a înfuriat și mai mult acum când insistă pe această minciună, pentru că este o minciună care nu-i face cinste unui om care se pretinde a fi un intelectual care respectă niște principii. Nu cred și nu dau... Nu cred în sinceritatea unui om care, după ce 350.000 de români
au venit și au pus ștampila pe Partidul Mișcarea Populară și te-au trimis numele PMP în Parlamentul European, iar tu, fără niciun fel de jenă, vii și spui m-am folosit de voi, fraierelor, ca să-mi reînnoiesc mandatul, asta arată un anumit nivel de caracter al unui om. Nu discut despre profesorul, preda și așa mai departe, dar din punct de vedere politic este un zero. Dar ați mai discutat cu dânsul după ce... Acum știm că este la plus. Da, am mai avut discuții. N-aș intra în discuțiile pe care le-am avut cu Cristi Preda, doar vreau să vă spun că minte atunci când susține că el a fost exclus pentru că a avut o altă opțiune pentru alegerile prezidențiale din 2014. El a fost exclus pentru că a scris pe Facebook la el că s-a folosit de PMP pentru a-și reînnoi din nou mandatul. Și faptul că acum s-a dus la un alt partid arată că are trăsături de traseist în politică, pentru că a fost la vreo 5-6 partide până acum. Acum, revenind la subiectul alegerilor, ce scor își propune Partidul Mișcarea Populară la europarlamentare? Suntem încrezători în șansele noastre. Ne bucurăm că toate sondajele ne oferă acest suflu optimist de a ne valida din nou prin alegeri, fără alianțe, fără înțelegeri. Chiar aș putea spune cu toată lumea împotriva noastră, pentru că de la stânga la dreapta toată lumea este deranjată de evoluția Partidului Mișcarea Populară și o să vă explic de ce. Asta e un lucru care ne încurajează foarte mult în condițiile în care noi nu am anunțat încă lista. Asta este un semnal foarte bun. Mai mult decât atât, recunosc că avem și soluții care pot oferi o surpriză plăcută pentru electorat atunci când vom anunța lista. Deocamdată lucrăm intens la campania de strângere de semnături și fac acest apel și pe calea interviului pe care vi-l acord să-i rog pe românii care vor să trimită în Parlamentul European un partid curat, un partid care are o identitate foarte bine profilată pe o linie clară, un partid de dreapta, nu improvizații sau oameni care se prezintă cu totul într-un fel și în realitate gândesc complet diferit, încercând să înșele electoratul. Atât pe mine, cât și pe ceilalți colegi din PMP, majoritatea românilor ne cunosc, nu mai vorbesc de domnul președinte Traian Băsescu. Deci, din punct de vedere politic, profilul nostru este foarte clar și sunt convins că lista pe care o vom prezenta, pentru că ea este în plină analiză internă în momentul de față. Dar când vom afla? Eu sper în scurt timp. Chiar luni avem o ședință a Colegiului Național al Partidului Mișcarea Populară și acolo ne vom apropia cât de cât de o linie clară în ceea ce privește lista pe care partidul nostru va prezenta. Noi suntem un partid nou. Să știți că 85% din colegii mei, fie că vorbim de parlamentari, fie că vorbim de consilieri județeni, consilieri locali în orașe, comune și municipii. Sunt oameni care prima lor opțiune politică sau prima funcție publică de reprezentare au obținut-o în cadrul Partidului Mișcarea Populară. Și faptul că au învățat să facă politică aici ne dă speranță să credem că vom trece cu bine și acest test, indiferent ce spun cei de stânga sau cei pretinși de dreapta sau cei care încearcă să înșele electoratul că sunt oameni de dreapta, dar când încep să înșire, să-și înșire ideile pe discursurile politice, cam șochează, pentru că România nu are nevoie de politicieni de aventură. Oamenii care vin cu acest mesaj, noi suntem cei mai buni pentru că vrem altceva, înșală. România are nevoie de politicieni responsabili care să înțeleagă ce înseamnă un stat,
să înțeleagă ce înseamnă mecanismele statului și să aibă tăria și viziunea de a lupta pentru această țară, indiferent de presiunile la care sunt supuși. Pentru că am văzut foarte multe stângăcii în politică în ultimul an și asta mă preocupă și în același timp mă face să fiu destul de rezervat față de foarte multă lume care una spune și cu totul altfel acționează. Înșelătoria în politică este cea mai periculoasă, pentru că oamenii s-au săturat aproape de toate opțiunile politice și au nevoie de oameni responsabili, cu viziune, care privesc cu foarte mult calm și cu tactică tot ceea ce se întâmplă, tocmai pentru că ne aflăm într-un concert de evoluții care ne-au luat prin surprindere de prea multe ori și rămânem restanțieri în multe domenii. De asta cred că și sunt convins că mesajul nostru în campania electorală îi va convinge pe români să ne privească cu seriozitate și cu responsabilitate. Nu vom minți nici într-un caz, ci vom spune ceea ce credem despre țară și despre Europa. Președintele Traian Băsescu va deschide lista pentru europarlamentare? Domnul președinte Traian Băsescu, în mod sigur, se va implica în campania electorală. Deci are această dorință de a veni și le spune românilor exact cum vede Europa zilelor noastre. Eu nu cred că e vreun secret pentru nimeni că la ora actuală, dacă ne uităm pe scena politică românească, nu avem un om mai bine pregătit care să înțeleagă realitățile europene și contextul în care se află România decât președintele Traian Băsescu. Cred de asemenea că o voce ca președintele Traian Băsescu la Bruxelles ar schimba profund imaginea României, pentru că avem un gol acolo, nimeni n-a reușit să prezinte România sau să o apere atunci când este cazul cu argumente politice solide. Deci, dacă domnia sa va hotărâ să candideze, ar fi un câștig uriaș pentru țară, în primul rând, pentru că un om politic cu o experiență uriașă a fost ministru al transporturilor în câteva guverne, a fost ales de două ori primar general al capitalei, a fost votat de două ori de majoritatea românilor pentru cea mai importantă funcție în stat. Și și-a pus la dispoziție întreaga experiență pentru un partid nou care s-a înființat fără resurse, care a evoluat fără resurse, ci doar pe acest entuziasm pe care a reușit să ne-l transmită nouă celor din PMP și care am rămas alături de domnia sa, pentru că credem că este un om politic care are încă multe de spus pentru țară. Și România are o criză de leadership la nivel politic uriaș. Cred că dacă președintele Băsescu va hotărâ să candideze, va fi doar un câștig uriaș pentru PMP, ce un lucru fantastic pentru țară. PMP a contestat la ICCJ constituirea Biroului Electoral Central pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. Ce ne puteți spune despre acest demers? În primul rând, consider că este o decizie nedemocratică a Biroului Electoral Central de a exclude din BEC, deci din acest proces democratic în care se organizează niște alegeri, un partid care s-a validat la toate tipurile de alegeri, implicit la alegerile europarlamentare din 2014. Am obținut peste 345.000 de voturi din partea românilor. Faptul că am avut neșansa să avem printre noi oameni necinstiți în relația cu PMP-ul și care ne-au trădat și au plecat la alte partide, unii chiar prezentându-se drept oameni noi în politică, dar au fost și la UTC, respectiv la PCR, au mai trecut și pe la PNC, și pe la PNL, și pe la PDL, și pe la alte partide. Acum sunt oameni noi în politică și vor să fie și priviți cu maxim respect. Nu. Deci nu se poate așa ceva. Tocmai asta este și motiv pentru care avem patru partide care n-au mai existat și nu au fost la alegeri niciodată.
acceptate în biroul electoral central. În schimb, PMP-ul, care este partid parlamentar în România, a trecut cu bine de toate ciclurile electorale și am obținut scoruri de peste 5% prin propriile forțe, să fie exclus este nedemocratic și am contestat acest lucru pentru că vrem ca legea să fie respectată în tocmai. Se spune acolo că partidele care au reușit să ajungă în Parlamentul European, să trimită membri în Parlamentul European. Faptul că unii cetățeni schimbă opțiunile, uitați-vă, pleacă lumea în grupuri, așa, cu autocarul de la PSD, aflându-se la putere. Omul politic, dacă nu are caracter, uneori este greu să-l situezi într-o zonă sau alta, dar un partid politic înseamnă o instituție și o instituție nu poate fi sancționată doar pentru că, la un moment dat, în evoluția sa, mai ales fiind și la început atunci, a comis niște erori de organizare. De asta sperăm ca în alta curte, Curtea Supremă să... De asta am contestat la în alta curte și sperăm ca Curtea Supremă să judece corect sesizarea noastră, pentru că este în interesul democrației românești ca toate partidele care au un cuvânt de spus pe scena politică să fie reprezentate în biroul electoral central. Pentru că altfel este o sancționare nedreaptă și arată încă o dată că există un interes aproape transpartinic în a sancționa Partidul Mișcarea Populară. Pentru că noi avem, repet, un electorat foarte fidel principiilor pe care le promovăm și nu migrează dintr-o parte în alta așa cum își imaginează oricine și, în mod sigur, cu sau fără birou electoral ne vom atinge și acest obiectiv. Dar este nedrept să fim excluși de la procesul de pregătire a alegerilor atât timp cât ne-am validat ca partid parlamentar în toate alegerile de când ne-am creat până în prezent. Pe final, aș vrea să discutăm și despre un subiect pe care, din păcate, nu prea l-am văzut abordat pe scena politică românească, alegerile din Republica Moldova. Cum credeți că va influența rezultatul alegerilor din Republica Moldova situația economică, socială și, de ce nu, militară a Republicii Moldova? De acum încolo. Da, Republica Moldova este un spațiu românesc, este un teritoriu locuit de români. Trebuie să plecăm de la această realitate și de aceea noi insistăm că, ca România să se implice mai mult. Regretăm că în ultimii 4 ani și jumătate subiectul Republica Moldova aproape că a lipsit cu desăvârșire din agenda publică românească. Ne aducem aminte de românii de peste Prut doar la alegeri sau când dă foc cineva Parlamentului sau președinției. În realitate, este obligația noastră să privim acel spațiu ca pe un teritoriu propriu, pentru că asta este realitatea. Acele județe ale României au fost rupte din trupul României printr-o înțelegere între Hitler și Stalin. A fi de acord cu această evoluție a lucrurilor înseamnă că suntem de acord cu ceea ce au făcut naziștii și comuniștii. Punct. Ultimile alegeri ne scot în față un lucru extrem de clar, și anume că Federația Rusă acționează prin metode specifice statelor totalitare pentru a ține populația captivă și manipulată. Faptul însă că Putin s-a implicat direct în susținerea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, iar acest partid a luat doar 30%, arată că nici instrumentele pe care le utilizează Federația Rusă nu mai sunt cele mai influente dincolo de Prut. Scena este însă puternic divizată pentru că avem un partid la putere care nici el nu a reușit să câștige alegerile, a ieșit pe locul 3, cu toate instrumentele nedemocratice și flagrante în ceea ce privește legislația electorală pe care le-a creat în Republica Moldova în ultimul an, totuși n-a reușit să-și conserve puterea și avem o coaliție de partide pro-europene care la rândul ei au convins doar 26% din cetățeni să le acorde votul, deși această coaliție a fost ținta atât pro-rușilor cât și a celor care
vor să-și conserve puterea pentru ei la Chișinău, mă refer aici la Partidul Democrat al lui Plahotniuc. Pentru România este important să conștientizez un lucru esențial, că în Republica Moldova lucrurile nu se vor schimba peste noapte. Noi avem și resurse politice și resurse de altă natură prin care putem influența evoluția Republicii Moldova. Doar ne trebuie un pic mai mult curaj. Pe de o parte avem românii care în proporție de peste 35% își doresc o apropiere imediată de România. Și când spun imediată, mă refer la cei peste 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova care dețin cetățenia română și care au fost lipsiți de dreptul de a vota la ultimele alegeri în mod voit. Guvernul de la Chișinău a luat decizia de a le interzice tuturor cetățenilor Republicii Moldova care se află peste hotare să voteze dacă nu au un pașaport valabil la zi al Republicii Moldova. Ori se știe foarte bine că toți cei care dețin cetățenia română în Republica Moldova și muncesc în Uniunea Europeană nu au plecat cu pașaportul Republicii Moldova, au plecat cu pașaportul României. Acești oameni nu au putut participa la alegerile din Republica Moldova pentru că li s-a îngrădit acest drept. În mod sigur și rezultatul politic ar fi fost cu totul altul, dar aici sunt chestiuni ce au ținut de strategiile politice interne. Revenind, Republica Moldova nu își va reveni curând dacă nu va reuși să instaleze un guvern capabil să mențină un dialog civilizat cu Uniunea Europeană, pentru că fără asistență financiară externă, fie că vorbim de Uniunea Europeană, fie că vorbim de alte organisme internaționale, Republica Moldova nu poate depăși starea în care se află. 2. România trebuie să facă ceea ce poate pentru a recâștiga încrederea românilor de peste Prut, pentru că există încă o temere în ceea ce privește această apropiere. Trebuie să deschidem piața forței de muncă pentru că nu mai avem nici zidar, nici ingineri, nici oameni care să vină să muncească în companiile din România și din Republica Moldova. Mulți ar veni mult mai ușor în România și fiind foarte aproape săptămânal se pot întoarce acasă. 2. Sunt foarte multe domenii cheie în care trebuie să investim acolo pentru că este o piață a noastră, a românilor. Deci există perspective, totul este să existe și o viziune. Și ăsta este și motivul pentru care PMP-ul va intra la guvernare în 2020 cu o condiție foarte clară, să creăm un minister pentru relația cu Republica Moldova, pentru că noi trebuie să recuperăm acel teritoriu care este locuit de români și trebuie privit ca pe o parte a României. Domnule Tomac, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai aștept cu mare drag pe noi. Și eu vă mulțumesc foarte mult.